salut! Sunt locotenent comandor Cristian Tudorache din cadrul statului major al forțelor navale. Începând cu 10 martie anul curent, încadrez funcția de șef al operațiilor în comandamentul tactic ambarcat al operației Uniunii Europene EUNAVFOR Med Irini în Marea Mediterană. Operația EUNAVFOR Med Irini este o operație a Uniunii Europene lansată anul trecut pentru punerea în aplicare a rezoluției Consiliului Națiunilor Unite privind impunerea embargoului asupra transporturilor de armament și muniții către Libia. În această misiune, România participă încă de la debutul ei cu personal de stat major, cu o echipă de 3 militari. Împreună cu mine mai sunt capitanul Octavian Filip și maestrul militar clasa 1 Dănuț Radu din cadrul statului major al forțelor navale, iar începând cu luna octombrie, România va participa cu o navă de suprafață. Misiunea mea aici este destul de interesantă, aș spune. Implică foarte multe provocări datorită mediului care se schimbă destul de mult. Misiunea noastră este să monitorizăm și în anumite situații să executăm anumite misiuni specifice asupra navelor comerciale care tranzitează area de operații în Marea Mediterană. Planurile sau direcționările transmise către nave se pot schimba. În acel moment eu trebuie să reanalizez situația și să prezint comandantului grupării noi opțiuni. Atât eu cât și colegii mei suntem mândri că putem servi țara aici în Marea Mediterană departe de casă și în această ocazie acestei zile importante pentru noi, pentru toți marinarii, vreau să vă doresc multă sănătate, multă putere să rezistați și să duceți cu mândrie drapelul național pe mările și oceanele lumii. La mulți ani marinari, la mulți ani forțelor navale române!